Hello! Cartea Cărților este un proiect de evangelizare pentru copii care are un impact tot mai mare în România. Cu ajutorul seriei de desene animate Cartea Cărților, copiii cu vârsta între 6 și 12 ani pot descoperi lecții valoroase despre viață. Site-ul carteacărților.tv este interactiv, distractiv și este sigur pentru copii. Site-ul conține jocuri nonviolente, informații și întrebări din Biblie, versete zilnice și videouri, iar copiii își pot crea propriul personaj. În luna octombrie 2017 au fost înregistrați peste 14.000 de vizitatori unici, dintre care 800 s-au rugat pentru a-și preda viața lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine și că mi-ai iertat deja păcatele. Îți mulțumesc că ești în inima mea, așa cum sunt și părinții în inima mea. Desenele animate Cartea Cărților pot fi un pretext pentru organizarea de evenimente evangelistice pentru copii. Mă numesc Remus, am 7 ani și personajul meu preferat este Memo. Evangelizarea copiilor este susținută de scriptură, de mărturire multor creștini care l-au cunoscut pe Iisus pe când erau copii. Cartea Cărților este un instrument al lui Dumnezeu pentru a aduce adevărul biblic în viața copiilor, care poate fi folosit în biserică și în familie. Cartea Cărților aparține cumva de copilăria mea. Am vizionat episoadele din Cartea Cărților când eram eu copil și acum mă bucur că pot să văd Cartea Cărților revizuită și într-o formulă mai actuală, mai modernă. Și cred că este un lucru foarte bun. Mă bucur că acum copiii mei pot să vadă episoadele acestea și să intre în acțiune, să intre în interacțiune cu Biblia prin această cale. Permiteți-mi să vă povestesc ce înseamnă Cartea Cărților în realitate. Înseamnă o evangelizare încă de mici a copiilor și într-un secol în care e promovată violența, e promovată vrăjitoria, Cartea Cărților îți lasă un mesaj al speranței. Fetița mea de 3 ani și 7 luni știe toate poveștile la Cartea Cărților și în diferite circunstanțe, când mergem pe stradă, spune: tata, cum a făcut Oana în episodul cu întoarcerea lui Saul, tata, asta e ca și cu Iosif și Maria. Și este atât de important să semeni în copilul tău, chiar și de la 2 ani de zile, de când fiica mea se uită la desene astea animate, e foarte important să investim în copiii noștri lucruri sănătoase.